Ieri v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre suma măsurilor unghiilor unui triunghi, matematică clasa 6. Haideți să vedem pentru început câteva aspecte importante legate de tema propusă. Observație, alegând în plan 3 puncte necoliniare distincte A, B, C, atunci prin triunghi ABC vom înțelege reuniunea segmentelor A, B, AC și BC. Notația pentru triunghiul ABC folosește litera grecească delta înaintea literelor A mare, B mare și C mare. Astfel, o teoremă importantă ne spune că în orice triunghi, suma măsurilor unghiilor triunghiului este egală cu 180 de grade. Demonstrații. Știm că printr-un punct exterior unei drepte putem construi o singură dreaptă paralelă cu aceasta. E vorba de axioma paralelelor. Așadar, prin vârful A al triunghiului ABC din imagine, considerăm unica dreaptă ce trece prin A și este paralelă cu BC, notată MN. Așadar, MN este paralel cu BC, MN conține punctul A. Atunci vom scrie relațiile MN paralel cu BC, AC secantă, ceea ce face ca unghiul A1 să fie egal cu unghiul din C. Ele sunt reprezentate prin culoarea galbenă în imaginea noastră. Din faptul că MN este paralel cu BC și AB este secantă, vom deduce că unghiul reprezentat cu roșu în figură, adică unghiul MAB notat A3, este egal ca măsură cu unghiul ABC sau unghiul B mare al triunghiului nostru. Astfel, din faptul că A1 plus A2 plus A3 egal cu 180 de grade, adică unghiul NAC cu unghiul CAB plus unghiul BAM, au suma măsurilor egală cu 180 de grade, vom deduce din egalitățile anterioare că măsura unghiului A2 plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C este egală cu 180 de grade. Unghiul A2 îl putem identifica ca fiind unghiul A al triunghiului ABC, așadar obținem că măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C este 180 de grade, ceea ce ne cerea teorema să demonstrăm. Ca aplicație, considerăm un triunghi ABC în care măsura unghiului A este de 35 de grade, iar măsura unghiului B este triplul măsurii unghiului A. Problema ne cere să calculăm măsurile unghiilor triunghiului. Demonstrație. Știm că A egal cu 35 de grade și că B este de 3 ori măsura unghiului A. Așadar, măsura unghiului B este 3 ori 35 de grade, deci măsura unghiului B este 105 grade. Cum suma măsurilor unghiilor unui triunghi este de 180 de grade, vom avea relația. Măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C este egală cu 180 de grade. Înlocuind măsura unghiului A fiind 35 de grade, măsura unghiului B am dedus-o anterior 3 ori 35 de grade, deci 105 grade, obținem relația 35 de grade plus 105 grade plus măsura unghiului C egală cu 180 de grade. Așadar, 140 de grade plus măsura unghiului C egal 180 de grade.
În acest context, măsura unghiului C este egală cu 180 de grade minus 140 de grade, deci măsura unghiului C este egală cu 40 de grade. În concluzie, unghiurile triunghiului ABC au măsurile A egal cu 35 de grade, B egal 105 grade și C egal cu 40 de grade. Haideți să facem și o probă vis-a-vis de rezultatul obținut. Trebuie ca suma celor trei măsuri de unghiul să ne dea 180 de grade. Deci 35 de grade adunat cu 105 grade adunat cu 40 de grade trebuie să ne dea 180 de grade. 35 de grade plus 105 grade ne dă 140 grade. 140 de grade plus 40 de grade ne dau 180 de grade. Deci, rezultatul este corect. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!